Încă de la început am remarcat la acest coleg al nostru extraordinară capacitate de a se dărui, de a fi extraordinar de bun organizator, cu o minte organizată și foarte pragmatică, chiar dacă paralel este un artist foarte sensibil și un om de o calitate extraordinară din punct de vedere emoțional. Rar întâlnești un om care să aibă atât de multă disponibilitate pentru ceilalți și atât de multă capacitate de a se dărui. Mi-am dorit să fiu pictor. Asta este. A fost dorința mea de când eram copil. Am văzut pe tatăl meu, l-am văzut pictând cruci, l-am văzut pe unchiul meu făcând, pictând după natură și după aceea nu mi-am dorit altceva. Gheorghe Dican este un adevărat personaj în Râmnicu Vâlcea și nu numai. Vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici România, Gigi, cum îi spun prietenii, a reușit să facă din municipiul de la Poalele Capelei un adevărat pol cultural al României. S-a născut acum 57 de ani în comuna vâlceană Cernișoara, la o aruncătură de Băzi de Horezu, și spune că de mic și-a dorit să ajungă artist. Am prins, probabil, perioada de maturitate imediat după 1989, aveam 30 de ani atunci și am făcut ceea ce cred eu că trebuia să fac pentru ca să-mi desăvârșesc această profesie, căutând tot timpul să fac lucrurile bine și foarte bine, încercând să fac ceva și pentru comunitatea artistică din care fac parte, fiind destul de activ și prezent în viața publică. Cel mai bine se simte în micul său atelier și spune că niciodată nu s-a gândit să trăiască în altă țară, deși a călătorit mult în Occident. Niciodată nu a putut să stea mai mult de o lună departe de casă. Eu nu pot să trăiesc altundeva decât aici, pentru că eu, așa cum vedeți și atelierul, toate aceste obiecte așezate între ghilimele aiure, aleatoriu, fac parte din existența mea. Ei bine, tot ceea ce mă înconjoară pe mine în România sunt lucruri, sunt obiecte, sunt oameni de care sunt legat afectiv. Nici de locurile unde m-am născut nu m-am îndepărtat foarte tare, pentru că mă gândeam că o să regret vreodată că am părăsit niște locuri pe care le-am iubit foarte mult. Artistul plastic din Vâlcea a participat și a organizat sute de expoziții. Este celebru însă pentru că a creat cea mai mare cupolă vitraliu din lume sub formă de acoperiș, aflată în Biblioteca Județeană Antimi Vireanu din Râmnicu Vâlcea. Lucrarea realizată acum 14 ani și numită Facerea Lumii este alcătuită din 86 de module așezate pe o suprafață de 142 de metri pătrați, fiind construită la aproximativ 30 de metri înălțime de la baza edificiului. Sticla colorată este executată manual cu armătură de plumb în tehnica străveche a vitralului propus pentru omologare la Cartea Recordurilor. A fost o muncă în echipă, am avut o echipă de maxim 5-6 persoane cu mine. A fost foarte grea partea de documentare. Biblioteca este un spațiu special destinat lecturii, este un spațiu cultural care are o anumită memorie. L-au propus pentru Cartea Recordurilor, pentru că e puțin probabil ca tehnica aceasta să fi fost folosită și de alții, deși tehnica vitralilor, vitralii autentice pe metoda clasică introdusă în termopan se folosește, dar pe post de acoperiș într-o relație directă cu exteriorul, cu siguranță că puțini au încercat acest experiment. Ca plan pentru viitorul apropiat, Gheorghe Dican își dorește să înființeze o școală particulară de arte plastice. Viața de artist nu pot spun că este diferită de viața unui
om care face altceva din alt domeniu și care își propune să facă performanță. Este o viață normală până la urmă și important e ca atunci când ca fiecare om să facă în așa fel atunci când se uită în spate să vadă ceva.